cât are Cimichel, 34 de ani. Campionilor. Cred că trebuia să se duceze penalti după această fază, un handshake evident. La începutul anilor 2000, iată o șansă bună, Pacheco șutează, cred că și de această dată în mâna unui adversar, din nou Pacheco și-a luat inima din și iată a început să tragă la poartă spaniolul. Asta vreau să spun, după 3 încercări în care a tot încercat să dea pase și a văzut că nu are cui, nu vine nimeni, a încercat în sfârșit să tragă la poartă, nu a fost așa mare ocazie, însă a fost pericol la poarta lui Hall, 2 șuturi consecutive ale lui Pacheco.